Bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi încep un nou vlog. Este deja ora prânzului. Eu m-am machiat puțin pentru că în după amiaza asta la 5 mă duc la un eveniment Cloran, la o cină Cloran. Am zis să profit de cât mai am stat aici, să mă duc la toate evenimentele la care sunt invitată. Deși nu cred că se va întâmpla asta, adică știu că joi sunt invitată la un eveniment A-List Magazine și nu cred că o să ajung. Dar rămâne de văzut. Planul pentru astăzi este așa. Cât e ceasul? 1.31, văd că m-a sunat Adela Manolache. Planul pentru astăzi este să mă apuc să răspund la niște mail-uri, să mă apuc să răspund la niște comentarii pentru că am postat ieri primul vlog de mutare și după ce mă întorc la eveniment, cred că chiar o să iau camera la eveniment să filmez și pe acolo. După aia, când mă întorc, vreau să mă apuc să mă împachetez hainele pe care le voi trimite prin curier și o să mă opresc doar strictul necesar pentru bagajul de cală. Cum voi face asta, nu știu, pentru că nu am niciun plan în capul meu, însă am văzut deja câteva dintre comentariile voastre la vlog și cineva spunea acolo că ar fi o idee bună să pun pe fundul cutiilor cu cosmetice, să pun haine și cosmeticele să le pun printre și mă gândesc inclusiv să fac chestia asta, adică să mă reapuc să modific cutiile pe care le-am făcut până acum și să pun haine printre ele. Plus că trebuie la fel un alt comentariu sau la aceeași persoană spunea să lipesc foarte bine fundul cutiei cu banda adezivă, chestii pe care eu nu am făcut-o decât cred că la o singură cutie și vreau să fac și chestia asta. Planul este ca până joi seara să termin tot ce am de trimis prin curier. Pentru că vineri la prânz plec la Moinești, mă întorc duminică sau luni și când mă întorc vreau să mai am de făcut doar strict bagajele pe care le iau cu mine în avion, pentru că miercuri plec. Nu am o stare foarte bună astăzi. M-am trezit așa fără chef de viață, însă vreau să mă și epilez pe mâini, ar trebui, mi-am reușit în sfârșit să-mi fac manicura și ar trebui să mă epilez și pe mâini și pe picioare, pe mâini cel puțin am blană direct și nici pe picioare nu e prea departe de faza asta. Nu știu cu ce să mă îmbrac astăzi la eveniment, este dress code mint green sau ceva de genul ăsta, așa că m-am machiat la ochi cu verde, nu ai și chiar ce mi-aș fi dorit eu, but oh well. Și să văd, să mă gândesc cu ce mă îmbrac, pentru că e destul de răcoare afară, 20 de grade, mă rog, destul de răcoare, e, pentru mine asta e vremea perfectă, adică mi-mi place 20-25 de grade, cam asta e vremea care îmi place cel mai mult, 25 maxim. Și da, trebuie să mă gândesc în timpul ăsta și cu ce mă îmbrac. Așa că acum o să mă duc să mă apuc să răspund la mail-uri, că am niște mail-uri foarte importante de răspuns la ele pe care le tot amând de săptămâna trecută. Să vă arăt și cu ce m-am îmbrăcat, afară plouă. Și mi-am luat pe mine această geacă de blugi, care nu este a mea, este a Ioanei. Dar o am la mine de ceva vreme, îmi place foarte mult. Eu mi-am uitat geaca de blugi anul trecut pe aeroport în Madrid, așa că mă bucur de asta. Iar pe dedesubt am o rochie de la H&M, care a fost a Ioanei, la fel, și pe care mi-a dat-o mie anul trecut și este rochia mea preferată. E cu mânecă lungă, pam pam. Din păcate, a trebuit să-mi pun pe mine un sutien roz, pentru că sutienele mele sunt momentan la spălat și mi l-am oprit doar pe ăsta. Iar în picioare mi-am pus dresuri. Îmi plac foarte mult dresurile astea. Mi l-am luat de la Primark și Adidas și de la tot la Primark. Și cel mai probabil că o să-mi iau cu mine un rucsac, pentru că trebuie să-mi iau umbrela, trebuie să iau camera, trebuie să iau apă, chestii socoteli. Și v-am zis că m-am machiat puțin cu verde la ochi, se potrivește și cu cam niște verde și pe ochi. M-am dat cu un ruj roșu, mi-am pus cercei minunați și inelul minunat pe care l-am primit de la Vărmiu și de la soția lui de ziua mea.
Și mă duc la eveniment, sper să nu mă prindă ploaia. Asta îmi doresc cel mai și cel mai mult în acest moment. Que pasó? Spunem 100% din inimă că e un produs în care merită să credeți, e un produs care are ingrediente 95% naturale în fiecare dintre produsele pe care voi le vedeți. Mâna sus! Am ajuns acasă. Pam, pam! Wow, ce-am transpirat. Am plecat pe Dita mai frigălău, mă rog, Dita mai frigălău. Erau vreo, nu știu, vreo 16 grade afară și pe ploaie și m-am întors pe soare și pe căldură. A fost foarte drăguț evenimentul, mi-a plăcut foarte mult. Astea sunt produsele care s-au lansat acum la evenimentul ăsta la care am fost acum. Și spray uscat, șampon uscat. Ăsta este fix șamponul uscat pe care îl folosesc în acest moment. Nu focusează. Am unul la baie, fix la fel. De fapt, nu știu dacă este ăsta cu oat milk sau e altul, dar unul din ăsta mini. Și astea două sunt produsele care s-au lansat. Gama antipoluare, ăsta este șampon și ăsta este balsam. Sunt cu mentă marină. A fost foarte drăguț evenimentul. M-am văzut cu fetele, m-am văzut cu Ștefana, m-am văzut cu Anda, cu Ramona. Am stat la povești și bineînțeles că am ajuns acasă, e 8:30 ceasul. Ceea ce înseamnă că nu cred că o să mai fac nimic legat de pachetare în seara asta. Mi-au venit pungile de vidare. Ia să le și desfac să văd cum sunt. Ia să vedem cum sunt minunatele pungi de vidare. Mi-au venit de vineri, cred. Dar nu le-am desfăcut până acum. Iată. Așa arată. Ăsta este brandul. Mă rog, scrie în, cred că limba greacă e asta în care scrie. Da, cam așa arată. Trebuie să mă descurc să le folosesc, că v-am zis că eu sunt praf la chestii de genul ăsta. Vai, dar scrie în limba greacă, nu scrie nimic în română. Sano se numește, Sano Sushi Vacuum, Turkey. Da, nu știu cum, scrie și în română ceva. Dar nu știu cât ori fi aici. Care e treaba? Aoleu! Ce mare e! Nu mă așteptam să fie așa mare. Doamne, deci eu credeam că a comandat cu totul altceva, vă jur. Deci asta cel mai probabil o să folosesc pentru perne. Și pentru... pentru pilotă. Și mai e unul. Doamne, deci eu cred că am... eu credeam că am comandat cu totul altceva. Deci sunt 2 saci XXL. Super! Deci am dat o bară și cu sacii. N-am comandat ce trebuie. Dar, cel mai probabil, pentru că am văzut comentarii de la voi, mi-ați recomandat să încerc sacii de la diferite branduri. De la Ikea am primit cele mai multe comentarii, însă nu mai am că să mă mai duc la Ikea după saci. Și de la Pepco. Mă rog, de la Jumbo, de la mai multe, dar eu am aici un parclet cu un Pepco, care sper din suflet să aibă pungi din astea de vidare și o să mă duc mâine să văd despre ce-i treabă, despre ce-i vorba, că nu știu dacă mi-ajung ăștia doi. Aș prefera să fie un pic mai mici și mai mulți. Nu știu de ce aveam senzația că cei pe care i-am comandat trebuie să mă uit să văd. Că eu mi-aduc aminte că erau 10 saci, 6 cai frumoși. Da... mă rog, nu știu ce am făcut eu aici, ce am comandat. Planul pentru această seară minunată este să nu fac nimic. Vreau să mă demachez în primul și în primul rând, să-mi fac rutina de îngrijire a tenului, vreau să-mi aplic o măscuță în seara asta. Vai, trebuie să vă arăt masca asta care îmi place foarte mult, este o mască hidratantă pe care o folosesc de 2 săptămâni. Ia să vedem noi. Asta e. Lumina la mine în baie e super chioară, așa că am venit aici pe hol să vă arăt masca asta. Super Berry Hydrate and Glow Dream Mask. Ăsta este brandul Youth to the People. Am primit-o la evenimentul Sephora de acum 3 săptămâni și am folosit-o de 2 ori. Odată am dormit cu ea peste noapte și am mai aplicat-o odată cât am stat în cadă și am făcut o baie. Și intenționez ca în această seară minunată de primăvară
să o aplic, să o folosesc din nou, că îmi simt puțin fenul deshidratat aici, în zona asta. După aia... Și trebuie să fac puțină ordine, pentru că cam așa se prezintă canapeaua mea în acest moment. Încă nu am decis ce curier să chem. Am câteva sugestii, una dintre ele de la voi, de la cineva dintre voi, Pandora. Și mai am încă un curier, nu mi-aduc aminte acum cum se cheamă, pe care mi l-a recomandat cineva care s-a mutat în luna martie, s-a mutat în Londra. Amândouă sunt cu 1 liră pe kilogram și rămâne ca mâine să decid pe care dintre ele să-l aleg să-mi trimită cutiile. Eu sper din suflet să mă organizez în 4 cutii. Nu știu dacă le cântăresc ei sau trebuie să le cântăresc eu. Habar n-am cum funcționează chestia asta, dar o să văd, o să aflu probabil. Vecina mea a început iar distracția. Nu știu dacă l-a auzit. Da, cam asta se întâmplă în fiecare zi, la reședința Adam. Bună dimineața! Aseară am dormit cu iPad-ele mele solare. Tragedie! Eu am avut pistrui în această viață, încă mai sunt, însă din păcate odată cu trecerea vremii, cu bătrânețile, pistrui s-a transformat în pete solare. Asta este situația. Acum am un rest de mască pe care mi-am pus-o aseară, că am dormit cu ea și a fost așa de bine. Și m-am trezit, încă nici nu mi-am făcut patul. Și planul pentru astăzi este așa. Trebuie să aștept acum să vină un curier. Am primit un telefon de la un curier care mi-aduce ceva, pachet. După aia mă duc în Park Lake să mă uit de pungi de vidare la Pepco și eventual poate și la Carrefour. Să-mi iau și ceva de mâncare, deși am mâncare. Mi-au trimis ai mei, primăvara mea, mi-au trimis pachet duminică, luni, de fapt. Ardei umpluți, deci ardei umpluți, că m-a întrebat mama dacă mi-e poftă de ceva și am zis că vreau ardei. Încă sunt așa pe încetinitorul, încă mai dorm. Și după ce mă duc în Park Lake să fac toate treburile astea, o să mă întorc acasă și o să mă apuc de împachetat. Încă nu am decis 100% dacă să reîmpachetez cutiile pe care le-am împachetat deja, pentru că am primit multe comentarii și mesaje de la voi că să pun haine, să pun cosmeticele între haine, și la început mi s-a părut o idee foarte bună, însă acum stau și mă gândesc dacă nu cumva există riscul ca cosmeticele să nu se scurgă printre haine, chestie care m-ar deranja teribil. Dacă s-ar scurge ele între ele acolo, asta e, le șterg și așa, dacă se scurg între haine, să stau să mă apuc să spăl toate hainele de la început, mai ales că eu deja fac chestia asta, am balconul plin. Nu știu dacă vedeți. Am balconul deja plin cu haine pe care le spăl în perioada asta ca să le am curate acolo. Însă ceea ce știu sigur este că voi scoate ce am împachetat până acum din cutii ca să lipesc fundul cutiilor cu scotch. La fel, de la voi am primit această recomandare, deși îmi sunt foarte folositoare toate recomandările voastre, vă mulțumesc din suflet. Și astăzi vreau să termin cu chestia asta, pentru că mâine vreau să chem curier. Încă nu am decis ce curier, dar am astăzi toată ziua la dispoziție să mă gândesc, pentru că mâine o să am alte lucruri de făcut și nu o să mă mai ocup de împachetare, iar așa cum v-am zis, vineri plec la Muinești. Da, am dormit cam prost azi. De fapt, nu am dormit prost. Cât am dormit, am dormit foarte bine, doar că n-am dormit prea mult și mi-a fost foarte frică aseară de la un punct încolo. M-am culcat pe la, cred că chiar 3 fix era când m-am uitat ultima dată la telefon. Încă îl mai auzeam pe vecinul meu de sub mine urlând și mi-a fost frică, chiar mi-a fost frică până am adormit. Mă rog, mă duc la Park Lake. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați recomandat pungile de la Pepco, că am primit multe mesaje și comentarii pe tema asta, așa că m-am dus și mi-am cumpărat 3
de mărimi diferite, adică asta e 70x90, mi-am luat două 70x90 și una care este 50x65. Am avut o mică sesiune de plâns mai devreme, nu știu dacă se vede, dar am zis să vă spun eu înainte să spuneți voi. Și acum intenționez să desfac cutiile, cele trei cutii pe care le-am ambalat până acum, și să le lipesc fundul cu scotch, așa cum mi-ați recomandat și voi. Și după aia să pun înapoi și să mă apuc de împachetarea hainelor. Constat cu stufoare că sacii pe care i-am luat de la Pepco, doi dintre ei la fel, sunt foarte mari. Deci va trebui să mă descurc cu asta. Am dublat cutia și în interior și în exterior cu scotch și acum o să mă apuc să vreau să pun un rând de haine. O din asta, o pungă vidată cu haine, după aia să pun cosmetice și o să văd, după aia mai gândesc. Prima pungă este gata, dragi copii, vai Dumnezeule, cum arată! Deci am încăput aici, cred că jumate de garderobă și mai am aici niște hăinuțe. Plus, mi-am mai scos pe aici ce se iau cu mine în bagaje, iar e haos, haosul vieții la mine. Și aici, la grămadă, am haine de casă, pijamale și chestii de genul ăsta, pe care o să-mi opresc câteva în bagajul de cală, restul le bag în pungi. Aici am blugi, mă rog, de obicei arată foarte ordonat, dar acum am umblat prin ei și nu mai arată la fel de ordonat. Și mi-am luat, cred că, vreo 4 perechi de blugi. Aici, la fel, tot felul de chestii și chestiuțe. Și cu asta am terminat. Astea rămân aici. După aia o să trec aici. O să-mi opresc câteva haine, la fel, pentru bagajul de cală. Și, oricum, cred că o să iau jumate din astea. Și după aceea, aoleu, și prosoape. Pam, pam, aici am ținut prosoapele și cred că va trebui să pun din ele în, la fel, în pungă vidată. Și mai am șosete, chiloți, șosete, sutiene, chiloți, pam, 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 pe care o parte o să le pun în cutii și pe o parte o să le iau în bagajul de cală. Problema este că socotelele mele iar au dat greș, pentru că punga asta, ce mă stresează! Punga asta nu... Adică eu intenționam ca sacul ăsta să-l pun așa pe fundul cutiei și deasupra să pun cosmetice, dar după cum se vede treaba, nu pot să fac treaba asta pentru că nu încape în cutie. Deci va trebui să găsesc o altă soluție. L-am sunat pe Enrico că bineînțeles că mă panicasem și m-a sfătuit să scot aerul cât e punga în cutie, să o modelez după cutie și să încerc să scot aerul din nou, să vedem dacă funcționează treaba asta. Yes, baby! Se pare că iubitul meu a avut dreptate și fix asta s-a întâmplat. Acum am încăput toată treaba. Vai, ce mă doare spatele. Gata, am terminat și cu cutia asta. Sper să țină, sper din suflet să țină, să nu se rupă. Am băgat, am dublat, vai, ce mă doare spatele. Și o să o închid. Și mă apuc de încă o cutie care cred că cel mai probabil va fi ultima. Cred că abia despre cutia asta pot să zic într-adevăr că e finala finalelor. Am... La fel, mi-ați recomandat să o închid cu scotch aici la... Oricum nu se împreuna perfect, sunt câțiva centimetri de pe unde puteam să bag degetele, mâinile. Așa că am decis să pun niște folie din asta cu bule deasupra și nu neapărat pentru protecție, ci așa ca să am pe ce să lipesc scotchul, că nu era banda de ajuns de lată ca să prindă gaura asta. Așa că am găsit această soluție, am găsit-o chiar eu singură. Nu a mai trebuit să sun pe nimeni. Da, și cu asta, deci asta este prima cutie, gata, gata, gata. A doua cutie e gata, sigilată, aranjată.
nu v-am mai arătat ce înăuntru ei. Este o pungă din aia vid cu lejerie de corp, șosete, pijamale, chestii din astea de casă. Și deasupra am pus toate cosmeticele și machiajele care erau în cutia asta. Am adus și am scos și cântarul de care am fost absolut dependentă majoritatea vieții mele, însă de cred că în mai s-a împlinit un an de zile când l-am exilat și nu m-am mai cântărit pentru că nu mă mai interesează, însă l-am scos acum că eram curioasă cât cântărește o cutie din asta. Nu prea am putut chiar așa să cântăresc ca lumea, dar din ce am văzut cred că am vreo 10-15 kg, deci ar trebui să fie totul în regulă. După aia, acum o să mă apuc să, cutia asta trebuie să o strâng de aici, să reîmpachetez cutiile astea două cu cosmetice și încălțăminte, pentru că vreau să le pun scotch pe fund și pe, adică să le întăresc un pic, să fie un pic mai sigure. Ciorcănele mele parcă se adâncesc de la o oră la alta. Între timp am mai avut o criză de plâns. Sunt și înainte de menstruație și cu atât mai mult sunt foarte emotional. Și astăzi cam asta fac. Împachetez, mai trag o tură de plâns, mai împachetez, mai trag o tură de plâns. Am terminat pe ziua de azi. Deci am astea 3 cutii, pam, pam, pam. O mai am pe asta și o să mai am una. Scuzați, dezastru, mă rog, cred că nu mai e cazul să zic, mă gândesc, sper. Și mai, o mai am pe asta care va fi ultima și care o să pun pernele, pilota și, și tablourile de la Pocii, că vreau să le iau și pe alea cu mine. Tabloul ăsta, mai am sus acolo unul cu ăsta cu inimioare. Așa. Și îl mai am și pe ăla. Care sunt făcute toate de prietena mea, Raluca. Și vreau să le iau avec moi. Și cu asta o să mă apuc să fac un pic de ordine în casă, pentru că este dezastru. Vai, mă dor toate cele. Cât e ceasul? 6:08. M-am cadrat bine. Și după asta, doamne, deci mă gândesc că trebuie să desfac toate cutiile pe care le-am împachetat, să le reîmpachetez. Dar mă rog, mai bine să fiu eu sigură. Așa că vă mulțumesc din suflet pentru toate sugestiile pe care mi le-ați dat. Am citit fiecare comentariu în parte, citesc fiecare comentariu în parte, chiar dacă nu răspund la toate. Trebuie să mă duc să îmi plătesc întreținerea, că am și restanță. Trebuie să-mi plătesc telefonul, trebuie să mai fac niște chestii din astea administrative. Și cu asta o să termin pe ziua de astăzi. Bună dimineața! A venit momentul să împachetez plapuma, sau mă rog, pilota. Și pernele în această dimineață, să le pun în sacii vacuum care mi-a mai rămas. Vai, am adormit atât de greu noaptea trecută, un milion și un catralion de gânduri și pozitive și negative în aceeași măsură. Dar astăzi, așa cum v-am zis, vreau să mă ocup să strâng pernele și plapuma și fix asta o să fac acum. Așa se cheamă pilota mea, Sotvedel, e the best. Am chemat curierul și o să vină luni, doar lunea ridică colete. Cabritur se numește curierul, e pe undeva prin Suceava. A fost foarte drăguță doamna cu care am vorbit la telefon. Pur și simplu a trebuit să dau adresa de aici de unde se ridice coletele, adresa de acolo unde se le aducă. A zis că trebuie să le cobor în fața blocului pentru că așa e stipulat în contract.
Am 5 cutii, o să le, mă descurc cu ele. Nu-mi fac griji și acolo o să ajungă sâmbătă sau duminică. Nu este o liră pe kilogram, așa cum am, cum știam eu inițial, este 1,50 lire. Pentru Londra e 1 lire. Pentru Reading se mai adaugă 50 de cenți. Nu știu exact cum se cheamă. Eu oricum sunt varză cu banii, cu banii britanici, adică cu monezile. Nu monezi, monede. Vai de, sunt varză. Da, nu mă descurc deloc cu ei. Nu, tot timpul am și acum aici, de ultima dată de când am fost în martie, un portofel plin. Așa, și deci o să vină luni, până atunci am timp să termin cu ultimele detalii, pentru că vreau să mă mai duc la Pepco, cred că fix acum o să mă duc, să mai iau câteva pungi de vidare, din alea mai micuțe, și pentru bagajul de cală și... De fapt, cred că doar pentru bagajul de cală, mai trebuie să mai pun ceva în cutia în care am pus pernele și toate chestiile. A, lenjerii de pat, lenjerii de pat. Deci îmi trebuie o cutie vidată, o cutie vacuum și pentru alea. Și să mai pun tablourile de la poci, chestii din astea mărunțișuri. Și... Vai, Doamne, ce nebunie e iar aici la mine. Stai să vă arăt ce se întâmplă pe unul dintre acoperișurile de la mine din zonă. Asta se întâmplă de dimineață, de la prima oră, când au început prin a decupa acoperișul. Pur și simplu au tras de tabla care era pe acoperiș și acum fac chestia asta. E o zi frumoasă afară. Așa că acum mă gândesc să mă duc în Park Lake să iau... Să iau pungi, să mai iau niște pungi vidat, vacuum, pentru că nu o să mai am când să mai fac chestia asta până luni, pentru că mâine plec la Moinești și probabil că o să mă întorc duminică destul de târziu, așa cred că cel mai bine să le am de pe acum, deși n-am niciun chef să mă duc chiar până Park Lake. Am fost săptămâna asta în fiecare zi în Park Lake. Într-o zi am fost chiar de 2 ori. Mă gândeam să mă și spăl pe cap astăzi, dacă tot plec mâine la Moinești, pentru că eu la Moinești nu mă spăl niciodată pe cap, adică mi s-a întâmplat, cred că de 2-3 ori în ultimii 10 ani. Prefer să mă spăl aici la mine acasă, cu dușul meu, cu ce sunt eu obișnuită. În sfârșit mănânc și eu, ăsta este prânzul meu, deși 5:30. Astăzi e prima dată când mănânc și probabil că ultima. De fapt, mi-am luat niște cireșe și cred că o să le mănânc pe alea mai târziu. Și ceea ce îmi place mie să fac în ultima perioadă este să pun puțin parmezan deasupra. Mie nu mi-a plăcut niciodată cartofii prăjiți cu brânză, n-am înțeles niciodată, probabil că nici nu am crescut într-o casă unde se practica genul ăsta de combinație, dar acum recent am descoperit că îmi place mult cu parmezan. Am terminat de mâncat și mă uit la vlogul Ștefanei și să vă arăt ce mi-am cumpărat de la Pepco. Mi-am cumpărat aceste căști, care cei drept au fost foarte ieftine, 5 lei, și care nu merg. Adică imediat cum am ieșit din magazin, le-am băgat în telefon să ascult la ele și nu merg. Deci 5 lei aruncați pe geam. După aia mi-am mai cumpărat 2 pungi din astea vacuum, din alea ceva mai mici, de 50-65 de centimetri. A, și să vă arăt, am luat pentru nepoțica mea, pentru că am văzut, le-am văzut acolo și nu m-am putut abține. Nepoțica mea are un an și un pic, cred că în octombrie e născută, și am cumpărat acest costum de baie, care este super cute. Mi-ar plăcea chiar și mie să am un asemenea costum de baie. E roz și are înghețate pe el. Și ăsta a fost 10 lei. Și tot pentru Ami am cumpărat și această minunată rochiță cu fructe. Doamne, cât de frumoasă! La fel, mi-ar fi plăcut și pentru mine ceva de genul. Și are pe ea pepene verde, banană, tot felul de fructe și scrie Hello Summer. Super drăguță, e dintr-un bumbăcel așa foarte subțirel. Mă rog, nu știu dacă e chiar bumbac. Și a fost tot 10 lei. Și când stăteam acolo la coadă să aștept să plătesc, am văzut că aveau și minunății din astea de făcut baloane,
și mi-am cumpărat o sticlă să fac baloane, pentru că îmi place foarte mult. Băi, dar chiar toate chestiile de la ăștia sunt stricate, dă un kilu măsii. Adică treaba asta n-ar fi trebuit să fie cumva... Ah, ce mă îndrevez. O să termin să mă uit la vlogul Ștefanei și după aia o aștept pe Pocei să vină să filmăm. A venit Pocitania la mine, am filmat clipul Best Friend Tag. Pam, pam! Hello! Și acum o să-i dau Pocitaniei cadoul pe care l-a lăsat Oana la mine, cadoul ei de Crăciun. Aaa, asta pe care l-ai și tu. Da. Ce frumoasă e! Face luminițe, Poci. Da? Mamă, cum se vede rujul tău pe cameră. Super neon, așa. Da. Mm-hmm. Ce drăguțoasă stea biblioteca de la noua mea căsuță. Și asta e chestia aia personalizată, nu? Da. Cutia. I love you forever, I love you too forever, bare. Aaa, și cu poza asta frumoasă, asta a fost când... Când a fost Oana, da. Da, și când trebuia să mergem la Summerwell. A, da? Înseamnă ca cu două veri. Da. Asta când, înainte să ajung la prima expoziție, primul performance al Marinei Abramovici, în Londra. Ce tare! Asta e o poză pe care am făcut-o la... Mamă, tu erai în Nogălvi când ai făcut poza asta, nu? Care asta? Da, da, da. Nu, eram la Tele Red. Și asta era Redding. Da, voi, nu mai știu poza, nu mai mai... Ah, eram sus în Caveșam. Da, când da. Eram în concediu medical. Da. Super frumos. Mulțumesc, Marusana, chiar e... Wow. Sunt cu Pocitania! Hello! Am filmat, am terminat de filmat cadouri, tot ce am mai avut de rezolvat pe acasă și acum ne-am gândit să petrecem o ultimă seară împreună. Aolea. În parc. Poci. Că nu știu când dacă o să mai venim pe aici prin Iore. Și mergem la locul meu preferat din acest univers, locul My Safe Place. Și o să stăm acolo la o poveste. O să te schimbe Your Safe Place. Oh. Da, cred și eu asta. Ce frumos să vede luna în acestea, numai că nu vreau să... A, uite! Frumii! Pam, pam! Și cred că avem și vedere la lună, Poci. Oh. Aici? Yes, baby. Locuțul meu. Vai, ce frumos să vede luna. Aude, simt... Ud? Da. Ah. Da, da, nu putem. Nu putem. Ăsta este locuțul meu. My safe place. Cu vedere la lună. Oh, ce frumos e. I will miss you. Da, vai, Doamne, dar ce frumoasă e seara asta. Pe cuvânt, mi-era dor de parc, n-am mai ieșit, ți-am zis de... Cred că de când a fost Enrico, atunci am ieșit ultima dată. Nu. Mhm, la începutul mai, n-am mai avut când. Busy life. Vai, ce... Super. Mă simt un pic tristă. Hai că ai văzut ce frumos e parcul acolo în Reading. Pentru că nu avem niciuna dintre noi brichetă, se întâmplă treaba că am luat aprinzătorul de aragaz cu noi în parc.